de când există grădina cu filme, de vreo 4 ani, 3-4 ani, ei au avut proiecții de film. De 3 ani sunt curatorul secțiunii seriilor de film românesc și, într-adevăr, încă din primul an am avut calupuri de film de scurtmetraj de la Festivalul Next, de la Festivalul TIFF, de la Animest, chiar fie scurtmetraje strânse sub o temă. A fost tema Bucureștiului și am încercat să adunăm niște filme care au legătură cu Bucureștiul. Apoi regizorul care a tocmai a debutat cu un lung metraj, Bogdan Teodor Olteanu, a avut tot așa 3 scurtmetraje aici. Iar în seara asta avem 5 scurtmetraje produse de casa de producție Uiar Basca. E vorba de, o parte din ele sunt exclusiv producția lor. Cred că 2 dintre ele sunt și susținute de CNC. E vorba de No Man's Land al lui Marius Olteanu. E o poveste dramatică cu Ofelia Popi, care încearcă să-și aducă din străinătate tatăl care tocmai a murit și există o grămadă de impedimente, obstacole și e o dramă a, cum să zic, o dramă de identitate până la urmă, chiar dacă post-mortem în acest caz. Un film alb-negru, filmul Weekend al lui Tudor Pojoni. Tudor Pojoni, care de altfel este montor, nu regizor, dar este un film pe care cei de la Uiar Basca l-au produs exclusiv cu această, cu casa lor de producție, într-un fel de concurs intern. Au făcut un concurs intern, a câștigat, au filmat, l-au montat și acum circulă filmul. Un film în care joacă Rodica Lazar și Alexandru Papadopol. Un cuplu nu atipic, dar e un cuplu de care nu te prinzi foarte bine dacă sunt doi foști iubiți, actuali iubiți, soți, într-o stare oricum de, într-un moment de criză. Nu vreau să dau foarte multe detalii, filmul, toate sunt scurtmetraje, deci aș putea să le epuizez și nu vreau, dar e o poveste de stare și de conflict recognoscibil, dar cu final, mă rog, oarecum neașteptat. După care avem un Miss Suenio al lui Radu Potcoavă, un film în care joacă Aurora Păunescu și Bogdan Dumitrache și Olimpia Melinte, despre o călătorie în Spania, o fată venită din provincie, cu gânduri mari de plecat în Spania, numai că cei care o pregătesc să plece în Spania, sau mă rog, planurile celor care o pregătesc să plece în Spania nu sunt egale cu planurile ei. După care sunt 2 scurtmetraje ale altui montor, e vorba de Joachim Stroie, Necunoscuți. Tot așa, e un film foarte coreografiat, foarte dramatic. Surprinzător este că folosește o actriță necunoscută. Ea, de fapt, este coreografă. Tot filmul este susținut aproape în exclusivitate de corpul ei, de prezența ei, de drama ei, pe care n-am să o dezvălui nici pe ea. Animația lui Kim se cheamă Korg, o animație foarte frumoasă, într-o lume de asta, evident, pe care nu o recunoști, să spun așa, dar în care personajele construite din piatră, pentru că sunt niște personaje de piatră, încearcă să găsească o urmă de căldură, dacă e așa, în prezența unor ființe vii și în cazul ăsta e vorba de niște, de o floare, de niște flori. Și o relație un pic bizară, dar într-o animație extrem de frumos articulată și foarte destul de rar întâlnită la noi. Radu Potcoavă este, ca și Marius Olteanu, sunt prieteni cumva cu oamenii care au dețin și susțin această casă de producție. Au produs împreună, Radu cel puțin a produs foarte multe scurtmetraje împreună cu, sau, mă rog, câteva scurtmetraje cu Iar Basca, iar Marius Olteanu acum și-a terminat producția la primul lui lungmetraj de ficțiune împreună cu Iar Basca. Într-adevăr, e o prietenie și cred că aici e vorba de niște afinități care funcționează, evident, și o încredere, pentru că altfel nu cred că ar sta în picioare niște produse care nu sunt deloc ieftine. Cred că mai este și o onestitate în momentul în care, adică ce am observat eu,
este că de foarte multe ori când e un proiect în discuție, așa pe hârtie încă, își spun foarte onest părerea și îl îmbrățișează sau îl desfințează cu aceeași onestitate, să spun. Și asta cred că e un lucru, adică e unul dintre cele mai importante lucruri. Vara se cam termină și atunci programul grădinii și implicit și seara filmului românesc funcționează în sfârșit de mai, început de septembrie. Noi suntem la început de septembrie, mai sunt practic două proiecții pe acest an, iar la anul nu știm. În principiu, dacă CreArt susține în continuare promovarea filmului românesc, posibil să fie și la anul aceste, să fie aceste seri ale filmului românesc, cu filme în general recente, adică ultimii doi ani, nu mai mult, să spun.